Bună ziua, stimați telespectatori, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii România Votează, o emisiune în care în toată perioada aceasta de campanie electorală am încercat să prezentăm în fața dumneavoastră programele formațiunilor politice care candidează la scrutinul din 11 decembrie pentru alegerile parlamentare. Asta pentru ca dumneavoastră, cei care veți merge la vot duminică, să fiți în cunoștință de cauză cu această ofertă electorală a formațiunilor politice și a candidaților independenți. În spațiul emisiunii de astăzi este invitată doamna doctor Maria Andic, manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman, dar nu în calitatea aceasta am invitat-o, ci în cea de membru a Organizației de Femei a Partidului Național Liberal. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua! Partidul dumneavoastră vine în această campanie electorală cu o ofertă intitulată Programul România 100, care este adus atât în plan național cât și în plan local. Vorbește de ceea ce vă propuneți dumneavoastră ca formațiune politică, dacă veți ajunge la guvernare, să faceți pentru sistemul sanitar. Haideți să discutăm despre acest program România 100. Într-adevăr, deviza programului de guvernare al Partidului Național Liberal în domeniul sănătății este o Românie sănătoasă, este o Românie care merge înainte. Sănătatea este bunul cel mai de preț al fiecărui om. Tocmai de aceea sănătatea românilor ocupă un loc central în programul de guvernare propus de Partidul Național Liberal în perioada următoare. Știm cu toții că o națiune sănătoasă reprezintă condiția esențială pentru atingerea bunăstării generale, întrucât randamentul în muncă al fiecărui om este direct proporțional cu starea de sănătate a populației. Un popor sănătos degrevează bugetul național de sume importante care ar putea fi direcționate spre alte priorități de interes public. Astfel, Partidul Național Liberal propune trei tematici generale la nivelul în domeniul sănătății, ceea ce ei pun pe primul plan pacientul, doresc investiții în infrastructura spitalelor și stoparea migrației medicilor. Sunt trei probleme importante pe care dorim să le și rezolvăm, nu numai să rămână la stadiul de propunere. Astfel, ca și investiții în infrastructura spitalelor, știm cu toții că tot Partidul Național Liberal a fost cel care a venit cu propunerea celor 8 spitale regionale. Din 2007, acestea... În care unul va fi în regiunea noastră, la Iași. Da. Sunt 3 spitale cu fonduri europene. Aceste spitale sunt în Iași, la Cluj și la Craiova. Din 2007 s-au făcut pentru primii pași pentru Iași. A fost făcut și un studiu de prefezabilitate. Acum s-a cam schimbat locația. La început s-a spus că va fi în Miroslava. Acum am înțeles că undeva în Copou. Încă nu sunt siguri unde este locația, dar va fi un spital cu maxim 1000 de paturi, un spital de urgență care să fie pentru toată regiunea Moldovei. Ce presupune o asemenea investiție și cât este ea de necesară, știut fiind că după accidentul de la colectiv a izbucnit și acel scandal al infecțiilor nozocomiale, de fapt acum nu se mai cheamă infecții asociate asistenței medicale. Da. Într-adevăr, este necesar acest spital pentru că, vedeți și dumneavoastră, în regiunea Moldovei noi nu avem autostrăzi, da? Și sunt foarte multe accidente rutiere pe drumurile noastre. Foarte multă politraumă.
pacienții trebuie direcționați, cei cu stări grave, spre un centru unde să le ai pe toate. Nu este normal să trimiți pacientul, să spunem, la neurochirurgie Iași și de acolo să nu ai ortoped, să nu ai chirurg, să nu ai... Deci se dorește într-un spital regional să ai toate secțiile importante în același loc. Înțelegeți? Avem cazuri când pacientul, să zicem, are un pneumotorax, are și la cap un hematom, mai are și alte fracturi. Pneumotoraxul fiind o afecțiune foarte gravă, trebuie imediat să intervii, să drenezi, după care să-l trimiți la neurochirurgie. Sunăm la Iași la neurochirurgie? Nu. Îl primim, dar sunați prin Spiridon, să fie văzut de chirurgul de acolo. Știți, și pacientul a plimbat perioada în care pacientul suferă. Sau poate chiar se întâmplă și ceea ce nu ne dorim. Tocmai din această cauză, aceste spitale regionale sunt necesare. Absolut necesare. Necesare și plus că ele trebuie construite să se pună din proiectare accent și pe aceste infecții asociate asistenței medicale pe care nu s-a pus așa mult accent până la colectiv. Și nu numai a infecțiilor, cât vedeți, până la colectiv nu s-a pus accent nici măcar pe partea de siguranța pacientului din punct de vedere al situațiilor de urgență, aia ISU. Da. Sunt acele autorizații pentru situații situațiile de urgență, da? Și spitalele care se dau noi, mult mai greu, da, în ultima mult mai vreme. Greu, da, și spitalele trebuie construite și cum spun cei de la Inspectoratul Situațiilor de Urgență, trebuie construite și cum spun cei de la acreditare, da, și cum spun și în ceea ce privește infecțiile nozocomiale asociate asistenței medicale, și atunci la proiectare contează foarte mult să fie de fapt nu un singur proiectant, ce mai o comisie din care să facă parte și un epidemiolog, din care să facă parte și cei de la CONAS și... Ceea ce m-a mirat pe mine extraordinar de mult a fost faptul că până acum nu s-a pus, cel puțin în România, nu s-a pus problema aceasta că un spital, vorbind ca și imobil, ca și clădire, nu poate fi folosit mai mult de 50 de ani. Eu nu sunt încă suficient de lămurită ce are clădirea propriu-zisă cu această asociere de infecție. De ce un spital ar trebui teoretic dărâmat după 50 de ani? Parcă 50 e termenul, dacă mi-l amintesc eu bine. Da, într-adevăr, în afară se dărâmă spitalele și se reconstruiesc altele pe alte spații. Într-adevăr, oricât am încercat noi să modernizăm, să reabilităm... Să fie eradicate aceste infecții. Da, oricât am încercat, doar dacă ajunge să dai până la varul de pe perete, știți? Până și să ajungi la, da, temelie, să spui eventual că da, poți eradica absolut totul. Sunt infecții, sunt infecții cu piocianic, sunt pseudomonasul, sunt infecții foarte grave. Și a mai apărut și această rezistență la antibiotice, din câte înțeleg eu. Rezistența la antibiotice apare și din cauză că noi până să ajungem, să zicem, cum a fost colectiv, acele persoane, la viața lor au tot luat și antibiotice. Foarte ușor luăm antibiotice. Ne ducem la farmacie, ne doare nu știu ce, farmacistul sau asistentul farmaceutic recomandă antibiotice. A fost la un moment dat o condiție să nu se mai dea medicamente fără rețetă. Ar trebui să se respecte, da? La noi nu prea se respectă, pentru că sunt farmacii care respectă, Doamne ferește, nu le bag pe toate în aceeași oală, dar sunt și farmacii din dorința de a rezista pe piață, dau antibiotice și medicație fără rețetă. Și atunci dacă luăm antibiotice pentru
mai mic ca tot. Și mai este încă o problemă, eu am văzut-o și în programul dumneavoastră, este o altă abordare a modului în care trebuie achiziționate medicamentele la noi, pentru că din cauza sărăciei din sistemul sanitar românesc, în România nu prea ajung medicamentele de ultimă generație. Da, se dorește într-adevăr și la nivelul, cum să vă spun, actualizarea. Nu. Deci actualizarea listei medicamentelor periodică la 6 luni, da, bianual se dorește. În pas cu noutățile. Da. Dar să știți că sunt foarte multe medicamente, să zicem, ieftine, foarte bune. Deci nu înseamnă că dacă medicamentul este scump, se dă foarte mult în cap firmelor de medicamente, cele vechi. Dumneavoastră, dată, antiinflamatoriile, diclofenacul. Diclofenacul este un, să dau un exemplu, este un antiinflamator foarte bun și ieftin. De ce se merge către, să spunem, alți inflamatorii foarte scumpe când putem să-l folosim pe acesta? Și... Bine, aici ajungem la altă discuție, aceea pe care o semnalat și cu altă ocazie în întrevederile noastre, aceea că există foarte multe interese ale unor firme de medicamente, care de regulă sunt internaționale, în față de... Au existat aceste interese, nu putem spune nu, dar încetul cu încetul nu mai... Și lor li s-au impus anumite reguli, nu au voie deci să mai vină să aducă mostre. Deci o legislație foarte clară, da, aici. Da. Iar medicii care beneficiază de diferite... bonificații, să spunem, din partea lor, cine știe ce cursuri prin străinătate sau toate astea trebuie raportate la sfârșit de an, încât nu prea, numai prin 2007, 2008, 2010, într-adevăr se exagera cu problema asta. Am ajuns aici și o să discutăm un pic despre această necesitate pe care am regăsit-o și în programul dumneavoastră de educație a pacientului în ceea ce privește prevenția. Aveți dumneavoastră o deviză prin care spune că prevenția este mai bună decât, este mai bine să previi decât să tratezi sau mai ieftin, da, să previi. Da. Acest obiectiv este în cadrul punerea pacientului în centrul sistemului sanitar și într-adevăr se dorește dezvoltarea și generarea de programe naționale de prevenție și educație sanitară gratuită pentru toți cetățenii, nu numai pentru cei asigurați și pentru cei neasigurați. Aceste programe naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătății, dar ele, obiectivele sunt stabilite nu numai de minister, ci în asociere cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu Camera Federativă a Medicilor, cu sindicatele, cu organizațiile non-guvernamentale. La nivel național sunt mai multe astfel de programe. Sunt programe comunitare al sănătății publice, în ceea ce privește programul de prevenire și tratare a bolilor HIV-SIDA, ATBC-ului. Avem programe de prevenire și control al bolilor netransmisibile. Sunt acele programe din bolile de diabetul zaharat, bolile oncologice, transplantul, bolile endocrinologice, obezitatea și osteoporoza, gușa, bolile neurologice, precum și programe de sănătatea copilului și familiei. În acest an a fost introdus și programul pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. Aceste programe pot fi accesate, cel puțin astea pe care le-am spus, dar sunt și programe, cum este programul la nivel național, este programul de traumatologie. Ei, acest program de traumatologie ce presupune? Presupune ca tot ce înseamnă
cheltuiala pe materiale de osteosinteză să fie suportată de la bugetul de stat. Iar cu toții ce știm... înseamnă aceste materiale de osteosinteză? Da, aici vreau să ajung. Cu toții știm că aceste materiale sunt foarte scumpe. Da? Noi vrem să ne aliniem la standarde... Da, proteje, stije... Vrem să ne aliniem la standarde europene. Da? Atunci, o fractură modernă acum se operează cu o tijă blocată sau cu o plăcuță blocată. Punând o tijă blocată, pacientul poate să nu-i mai pui imobilizare, deci nu este o regulă, dar dacă radiologic vezi că totul este perfect, poți să nu-i pui o imobilizare, poți ca omul să se deplaseze mult mai repede sau să fie funcțional acel membru mai rapid, da? Pentru că și gipsul ce presupune? Presupune redoare articulară multe. Ei, aceste materiale de osteosinteză moderne sunt foarte scumpe. Spitalele mici își permit doar câteva din ele, da? Iar restul ne permitem acele tije normale, acele plăcuțe normale și de aici am dorit și noi să intrăm în acest program de traumatologie. El inițial a fost doar pentru spitalele universitare care folosesc acest program. De anul trecut am înțeles că cei de la Suceava s-au agitat, să spunem, și au reușit să intre și dumnealor în programul de traumatologie. Ne dorim acest lucru și tocmai noi ne punem foarte mari speranțe și nu numai ne le punem, dar și credem că domnul profesor Laurențiu Dan Leoreanu ne va ajuta când va ajunge la București, nu numai să... Deci pe domeniul de sănătate avem mult mai multe dorințe. Da, aici și ajungem la această nevoie de modificare a legislației pe care noi am mai discutat-o și da, pentru că spitale de același grad, să zicem Spitalul Roman, spital de gradul 3, aflat într-un municipiu, nu este egal în ceea ce privește finanțarea cu cel din orașul reședință de județ, care este tot de categoria 3-a și este acolo o inechitate la finanțare. Ei primesc și de la Consiliul Județean, Consiliile Județene aceste spitale de același grad și de la bugetul de sănătate pe acele pe programe, pe când un spital ca al nostru, să zicem, de gradul, tot de gradul 3, da, într-adevăr, nu primește finanțare trebuie suficientă. Trebuie schimbată și această legislație, pentru că, dăm exemplu, aparatul nostru de radiologie, care a fost cu foarte... Mult cânte. Da. Spitalul din 2010 a fost preluat de către primărie, Consiliul Local. Nu a fost preluat ca așa s-a dorit. Așa a fost legislația impusă la momentul respectiv. Și s-a dovedit a fi o măsură bună. Da, a fost o măsură bună, cum arăta atunci înainte spitalul și cum arată acum. Nu vorbim la cel de la Roma, doar spitalele în general. Da, într-adevăr, în general. Ideea este următoarea, că primăria Roman, ca să modernizăm spitalul și să-l facem de nivel european, ar trebui investiți foarte mulți bani, da? Nu are de unde atâția bani, da? Ne ajută și ne-a ajutat, s-a făcut foarte multe cu sprijinul domnului primar, dar trebuie fonduri și de la Consiliul Județean și de la Ministerul Sănătății. De la Consiliul Județean ei spun că, domnule, noi finanțăm doar Spitalul Județean, dar Consiliul Județean primește bani de la guvern, da? Guvernul când dă spre județul Neamț, nu direcționează strict spitalul județului Neamț, direcționează spre Consiliul Județean, care are în subordine toate spitalele din acel județ. Vedeți, aici deci, trebuie modificată legislația, pentru că el nu se spune în lege că trebuie consiliile județene să financeze. Da, dar noi avem oameni care vor merge acolo, cum este domnul primar, cum este domnul deputat Mugur Consmanciuc, doamna avocată Gabriela Antipa, care au dovedit prin fapte și nu prin vorbe că
pot schimba și pot face foarte multe și atunci dumnealor vor începe să modifice și această legislație ca spitalele de același grad, deci cum este Spitalul Roman, gradul 3, să fie finanțat la fel ca și celelalte spitale de gradul 3, spital de urgență. Văd da? Că v-ați pentru propus că aici noi... un termen, 31 a 12 a 2017, de ce așa târziu? Nu, trebuie să aibă timp să... Credeți că dacă ajunge astăzi, de mâine, poți face... De, durează. De procesul legislativ. Da, durează. Plus că trebuie modificată nu numai la nivel de... Vedeți, cu mașina timp, să dau un exemplu. Noi, nouă ne-a fost oprită mașina, tocmai pentru că nu suntem spital județean sau reședință de județ. Această lege 95 din 2016 din 2006 nu a mai fost modificată la acest nivel. Iar în 2006 când s-a propus cu ordonanța de 1706 pe 2007 în ceea ce privește activitatea centrelor și unităților de primiri urgențe, la acel moment, într-adevăr, banii care au fost s-au putut finanța atâtea mașini sau atâtea unități de primiri urgențe, atâtea centre de primiri urgențe. Ei s-au dezvoltat foarte mult. Și bani sunt. Atunci ar trebui modificată legislația și venită cu o ordonanță cu, în care să spună, domnule, pe lângă spitalele de urgență județene, nu, pe lângă spitalele județene sau reședință de județ, să fie să aibă această mașină de terapie intensivă mobilă și spitalele de urgență, spitalele de gradul 3. De gradul 3. Pentru că nu sunt multe spitale în țară de acest nivel, plus că Romanul este o zonă, cu toții știm, un nod rutier, cu multiple accidente rutiere, cu, în care este nevoie de această mașină. Și deci este peste mână o dorință, Piatra Neamțului, da, peste mână. Da, iar Romanul deservește nu numai locuitorii din Roman, comunele arondate, 29. Plus că și comunele din județele alăturate. Avem foarte mulți pacienți din Tagâța. Da, Gâța este Iași. Județul Iași, da? Pacienți din partea Mircești. Spre Mircești, tot Iași, Hălăucești. De la Filipești, de la Hălăucești, că nu se duc nici la Iași, nici la Pașcan, vin tot la Roman. Acești pacienți nu poți să spui graniță și să zici, domnule, nu te primesc că nu ești din județul meu. Nu se poate așa ceva. Și atunci, având, am și o statistică cu externările. Noi, la nivel de spital, avem... Am avut în 2015 pe spitalizare continuă 22.549 de externări. Pe spitalizare de zi 9.143, în ambulatoriu 51.971 de consultații, iar în CPU 38.669 de prezentări. Comparativ cu spitalul județean, la CPU s-au prezentat deci undeva în jur de 45.000. La Spitalul Județean. Noi știm că în momentul în care tot am făcut memoriile către Minister pentru Mașina Timp, am avut nevoie să comparăm și să explicăm de ce dorim această mașină sau de ce am dorit transformarea Centrului de Primire Urgențe în Unitate de Primire Urgențe. Deci, comparativ cu județul, aproape la fel, 38.000, 45.000, da? Avem multe prezentări. Păi și atunci... trebuie să fim și dotați corespunzător, pentru că acești pacienți au dreptul la viață indiferent unde se află, că ești în județ, că ești în municipiu, că ești la comună. Și mai este încă o chestiune. Deci, aceste mașini, de fapt de asta, și fost repartizate la Roman, ele au fost câștigate pe un proiect european de acesta de dotare a tuturor județelor din regiunea de nord-est și aici s-a contribuit efectiv material de către fiecare comunitate
sănătate locală cu această cotă de cofinanțare. Deci este absolut inechitabil să spui, domnule, ea trebuie să funcționeze numai la piatra, când și din banul nostru a fost plătită această cotă de cofinanțare. Noi, după cum știți, ne-am zbătut mult cu această mașină, am făcut memorii peste memorii. În cele din urmă, în octombrie, când am fost ultima oară la minister, ne-a spus domnul doctor Călin Alexandru că au dat avizul, mașina va funcționa la Piatra Neamț, nu, va sta în subordinea Spitalului Județean Piatra Neamț, dar cu punct de lucru la Roman. De atunci noi am mai sunat la Piatra Neamț, cei de la județ, de la spital au făcut actele necesare către Consiliul Județean, că se cerea avizul Consiliului Județean. Și de atunci, stăm, deci de pe 20 octombrie, suntem în 7 decembrie și nu mai știm absolut nimic despre această mașină. Să ne adresăm ministerului, domnule, da, acum e în județul vostru, e la voi acolo, chiar nici atât. Da. Și de aici se dorește această modificare a legislației, tocmai să nu mai depindem de județ. Suntem spital de același grad, avem 666 de paturi, Spitalul Județean are 883 de paturi. Păi atunci, domnule, împarți pe pat și înmulțești cu câte paturi ai și finanțezi la fel. Pentru că aceeași șansă la viață trebuie să aibă și omul din județul, din orașul Piatra Neamț și omul din orașul Rom. Roman și omul din Târgu Neamț și din Picască. Sau de la Români, în partea asta. Roman. Vorbim de Roman pentru că suntem de același grad mai mult și ne interesează mult mai mult Roman, într-adevăr. Cu toate acestea am convenit împreună că soluția aceasta a finanțării după gradul de spital al fiecarei unități sanitare este cea mai bună și chiar soluția aceea de dare în administrarea spitalelor către comunitățile locale a fost o idee salvatoare, pentru că știm cu toții cum arătau spitalele până în 2010 la preluarea lor de către autoritățile publice locale. Într-adevăr, din 2010, de când spitalul a fost preluat de către primăria Roman, domnul primar Laurențiu Dan Leoreanu s-a implicat foarte mult. Și acum nu o spun eu, arată, deci cum arată spitalul, faptele vorbesc, da? Și s-a înființat, de fapt, centrul de primire urgență și s-a dat în folosință în 2010, s-a reabilitat secția de chirurgie pediatrică, blocul operator, secția de ATI, anestezie, terapie intensivă, s-a reabilitat secția de chirurgie, ortopedie, neurologie. În 2015 s-a reușit reabilitarea secției de medicală, oncologia, obstetrica, ginecologia, sala de nașteri. Deci am niște imagini cu blocul de nașteri înainte de 2014. Vreau să spun că e înfricoșător să te uiți pe ce, cum se lucra atunci și cum arată acum secția de blocul de nașteri. S-a modernizat, într-adevăr, acum în 2016, s-a dat, cum ar veni, s-a inaugurat, dar s-a început lucrările din 2014-2015, când secția de psiatrie, farmacia spitalului și laboratorul de imagistică. Ne dorim. Da, săptămâna asta în funcțiune. Da. Mai avem 3 minute, doamna doctor, și mai avem de discutat despre măsurile din programul meu de stopare a migrației medicilor, acele propuneri de creștere a salariilor și pentru asistenții medicali, pentru că s-a aplicat ordonanța 20 doar pentru medici și iată că au fost și, precum și măsurile de susținere a natalității. Cele 3, câte un minut aveți pentru fiecare. Da, pentru stoparea migrației medicilor se dorește dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017 și reașezarea profesiei de medic în sistemul de salarizare românesc pe o grilă națională. Pe lângă dublarea salariilor la medici se dorește și
și creșterea salariilor asistenților medicale în medie de 20% anual începând tot cu 1 iulie 2017 și nu trebuie să uitați personalul din administrativ. Dacă un medic, o asistentă nu poate salva vieți omenești dacă cel de la achiziția provizionare nu-și face activitatea și nu este și el bine plătit, dacă cei de la resurse umane nu-ți calculează salariul cum trebuie. Deci suntem un tot unitar și atunci un bloc comun, cum ar veni, și nu trebuie privit doar medicul cel care trebuie să primească salariul mare, ci absolut toți. De aceea avem o mare încredere în domnul profesor Laurențiu Dan Lăureanu că atunci când va fi deputat la București ne va ajuta mult mai mult în demersurile pentru accesarea de fonduri europene, pentru dotarea spitalului, pentru susținerea acestor creșteri salariale, da? Apoi legat de programul Casa Medicului, dorește construirea a circa 900 de imobile adecvate pentru asistență sanitară primară de ambulatoriu cu mini-laborator de analize cu investigații farmacie locuință pentru medici, acestea să fie în mediul rural sau în orășelele mici. Migrația, deci la noi la Roman, în ceea ce privește migrația, din 2015 au fost cam o statistică. Deci că da. Avem un caz fericit, că avem mai puțin plecat. Da, avem mult, da. Din ultimii 5 ani, 2 medici, din care unul a plecat în 2016, dar este vorba de doctorul urolog care a plecat nu mai mult pentru problemele de sănătate ale copilului pe care le avea, registratori 1, îngrijitori 2, din care unul a plecat în 2016, și un paznic. Migrarea medicilor în străinătate este determinată nu numai de salariu, cât și de protocoalele naționale care sunt foarte bine puse la punct în străinătate. Noi, la nivel național, nu avem protocoale naționale decât pe ATI. Pe chirurgie sunt 2-3 boli care au protocol național și atunci când pacientul se prezintă în străinătate la medic, domnule, protocolul mie îmi spune aia, trebuie să faci aia, trebuie să-i administrezi aia. La noi, neavând aceste protocoale și dai medicație și tot ce consideri, da, apar și acele cazuri de malpraxis. Medicul este foarte bine acoperit în afară, da? Domnule, și aici am o legislație dezastroasă. Dezastroasă, știți de ce? Pentru că aceste protocoale, în momentul de față, ce presupun? Aceste protocoale, ce spune casa și colegiul și toți? Fiecare spital să aibă protocolul lui. Păi stai, domnule, eu nu o să-mi pun protocol cum e protocolul național decât dacă am tot ce-mi trebuie. Și ca să am tot ce-mi trebuie, îmi trebuiesc bani. De unde acești... Și ajungem din nou la problema modificării legislative a modului de finanțare. Doamna doctor, mesajul final... Da. Păcat, e prea scurtă emisiunea, că mai avem probleme. Mult mai multe de spus, într-adevăr. Da. Păi, în final, votați pe domnul profesor Laurențiu Dan Lăureanu. Lista Partidul Național. Da. Da, și ajung și la listă, pentru că dumnealui a realizat vizibil multe lucruri mărețe la nivelul municipiului Roman și al Spitalului Municipal de Urgență Roman, prin sloganul Fapte și nu vorbe. Votați poziția 4 pe buletinul de vot. Mulțumim, stimați telespectatori, pentru interesul cu care suntem siguri că ne-ați urmărit. O emisiune extrem de densă, cu extrem de multe date concrete despre ceea ce trebuie încă făcut pentru sănătatea sistemului nostru de sănătate, un pic cam bolnav la ora actuală, cam bolnavior. Avem speranțe și încredere în domnul, în candidații Partidului Național. Mulțumesc, o zi bună!